Capitolul 8. Ți-e frică să mori și te temi să trăiești. Ce mod de a exista? Cum pot să fiu sigur că aceste cuvinte, din toate câte s-au spus referitor la acest subiect, mă pot conduce la adevărul meu despre viață și moarte? Nu trebuie să fii de acord cu aceste cuvinte pentru a fi condus spre adevărul tău. Nu? Nu. Chiar dacă ești în total dezacord cu cuvintele de aici, vei fi condus spre adevărul tău. Îți vei găsi calea înapoi spre casă, pentru că dacă nu ești de acord cu aceste cuvinte, vei afla totuși cu ce ești de acord. Atunci vei alege altă cale, iar dacă acea altă cale nu este calea ta, vei alege alta și alta, până când vei găsi ieșirea din această derută și vei ajunge înapoi acasă. Presupun că așa funcționează totul. Așa funcționează totul. Întreaga ta viață te duce înapoi acasă, înapoi la mine. De aceea, binecuvântează fiecare eveniment, fiecare persoană, fiecare moment, pentru că toate sunt sacre. Chiar dacă nu ești de acord cu acel eveniment, chiar dacă îți displace acea persoană, chiar dacă nu te bucuri de acel moment, toate sunt sacre, pentru că viața informează viața despre viață prin procesul vieții însăși și nu există nimic mai sacru decât a cunoaște și apoi a trăi ca experiență ceea ce viața are să ne spună despre sinele nostru. Așadar, această conversație, chiar dacă nu ești de acord cu ea, te va conduce la adevărul tău și la calea ta spre acasă. Totodată, vei fi condus spre acea cale și dacă ești de acord cu această conversație. În orice caz, această conversație te va duce acolo unde vrei să ajungi. Toate căile duc acasă. Absolut toate. Și fiecare cale are propriile sale semne pe copaci pentru a mă ajuta să ajung acolo. Exact. Acum înțelegi. Toate semnele pe care le vezi pe copaci sunt făcute de tine. Uită-te în jur. Aici nu există nimic pe care să nu-l fi plasat tu. Totuși, uneori, nu-ți vei recunoaște propriile semne. Dacă le privești dintr-un unghi diferit, ele îți pot apărea străine. Poate părea ca și cum altcineva le-a plasat acolo. Vorbim, desigur, despre semnele din viața ta, în special de acelea pe care tu le-ai numi cicatrice. Ai grijă să nu gândești că altcineva le-a plasat acolo. Asta te-ar transforma pe tine în victimă, iar pe altcineva într-un torționar. În viață, după cum ți-am spus deja, nu există victime și nici răufăcători. Amintește-ți mereu acest lucru. Minunata mea prietenă, Elizabeth Kubler-Ross, obișnuia să spună despre aceasta ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Dacă ai ridica ziduri pentru a proteja canionul de furtuni, n-ai mai vedea niciodată frumusețea formelor sale. Asta am vrut să spun mai devreme când am zis că tot ce alcătuiește viața e minunat, așa cum și moartea e minunată. Totul e o problemă de perspectivă. Perspectiva creează percepția. Da. Nu spune doar da. Examinează mai atent această ultimă afirmație.
Privește-o mai profund. Este una din cele mai importante afirmații pe care le voi face aici. Am spus, perspectiva creează percepția. Modul în care privim ceva creează cum îl vedem. Exact. Mulțumesc. Și astfel, dacă te privești pe tine însuți ca pe o victimă, așa te vei vedea. Dacă te privești ca pe un răufăcător, exact așa te vei vedea. Dacă te privești ca pe un co-creator într-un proces de colaborare, te vei vedea ca atare. Dacă privești fiecare eveniment din viața ta, inclusiv moartea, ca pe un dar, îl vei vedea ca pe o comoară care va fi mereu în folosul tău și te va conduce spre bucurie. Dacă vei privi fiecare eveniment, inclusiv moartea, ca pe o tragedie, îl vei jeli mereu și nu vei primi de la el nimic altceva decât durere eternă. Ceea ce ne duce la a cincea reamintire. Moartea nu este niciodată o tragedie, este întotdeauna un dar. Concentrează-te pe asta acum, concentrează-te doar pe acest eveniment pe care tu îl numești moarte. Asta pentru că dacă poți vedea că această afirmație este adevărată în cazul morții, foarte curând vei fi capabil să vezi că este adevărată și în ce privește orice alt eveniment din viață. Și dacă pot vedea chiar și moartea ca pe un dar, în loc să o văd ca pe o tragedie, atunci pot vedea orice altceva din viața mea, micile morți, tot ca pe daruri. Toate acele așa numite lucruri rele care mi s-au făcut sau pe care le-am făcut eu altcuiva. Și atunci nu va mai exista supărare. Nici pentru tine, nici pentru altcineva. Când îți trăiești bine toate morțile, le permiți și celorlalți să trăiască cu morțile tale, la fel de bine, și cu cele mici și cu cea mare. Wow, ce lucruri spui! Ce ai strecurat aici? Dar nu e posibil întotdeauna să mori bine. Vorbesc despre marea moarte acum. Adică, uneori ne e pur și simplu frică să murim. Sigur că vă este. Și când vă e frică de micile morți, acestea însemnând orice înfrângere sau pierdere, vă este frică și să trăiți. Deci vă e frică să muriți și vă e teamă să trăiți. Ce mod de a exista? Ajută-ne! Păi, ce crezi că fac aici? Îmi petrec timpul aici ajutându-vă să scăpați de frica voastră de marea moarte, pentru că atunci când nu vă e frică de ea, nu vă mai e frică de nimic și puteți trăi cu adevărat. Dar de ce suntem toți așa de speriați de moarte, să murim? Din cauza a ceea ce ați fost învățați despre moarte, din cauza a ceea ce vi s-a spus. Când gândiți altfel despre moarte, o puteți trăi ca experiență în alt mod și astfel ea poate deveni un mare dar, nu doar pentru voi înșivă, ci și pentru cei pe care îi iubiți. Am un prieten, Andrew Parker, care locuiește în Australia și a cărui minunată soție, Pip, îi spuneau cei care o iubeau, a făcut exact asta. Pip a murit de cancer în noaptea de anul nou, chiar după ce am trecut în 2005, iar Andrew mi s-a destăinuit printr-un e-mail pe care l-a trimis și multor prieteni de-ai săi și de-ai soției sale. El ilustrează perfect lucrurile despre care vorbim noi aici. Iată ce spunea Andrew.
Pip este cel mai mare dar pe care l-am primit vreodată. A intrat în viața mea într-o vreme când credeam că știam tot, dar nu era așa. Stătea zâmbind în lumina lunii, în cea dintâi noapte în care între noi s-a înfiripat o legătură reală și am știut că, dacă era să-mi petrec în vreun fel timpul cu ea, era să o iau de nevastă și să avem copiii noștri. Ea a fost o enormă binecuvântare. Un nodul canceros la sânul ei superb a dat startul călătoriei în relația noastră. Dar curajul și tăria ei mi-au arătat calea. Zâmbetul mereu prezent și spiritul ei treaz m-au ținut în picioare, deși iubirea ei necondiționată a fost cea care a avut cel mai mare impact asupra mea. Iubirea ei a fost puternică ca un stejar, profundă ca un ocean și plină de forță ca mareele și curenții lui din adâncuri. Neclintit a fost angajamentul ei față de mine și felul în care mă vedea. A trecut cu vederea muchiile neșlefuite ale diamantului care eram, vorba tărăgânată din Newcastle, ca și înjurăturile și purtările grosolane care erau resturi din trecutul meu. A văzut doar ce era mai bun în mine și avea un fel de a hrăni cu blândețe acea latură. Tratamentele pe care le-a suportat au fost brutale, așa cum sunt tratamentele noastre primitive. Chirurgia, chimioterapia și radiațiile, hormonii și menopauza prematură n-au alterat niciodată esența feminină care a fost iubita mea. Durerea acelor tratamente nu a adus niciodată un geamăt de nemulțumire, iar odată cu nașterea copiilor noștri, ea a strălucit de frumusețea maternității, de energia feminină și de iubire profundă. Toți am fost atinși de frumusețea ei interioară și exterioară. Când am aflat că avea metastază osoasă, la 7 luni după nașterea gemenilor noștri, și-a cerut iertare. Nu s-a gândit în acel moment la ea însăși, ci la mine și la cei 3 băieți ai noștri. Apoi s-a ridicat, s-a îndreptat și a deschis din nou robinetul iubirii. Când i-a fost îndepărtat al 2-lea sân, a durut-o puțin. Erau simțămintele ei legate de feminitatea care părea să-i fie luată, deși, pentru mine, ea n-a fost niciodată mai femeie ca în acea perioadă de după operație. Când am adus a 2-a zi băieții să o vadă, și-a ridicat copiii, unul câte unul, la pieptul ei rănit, fără nici o tresărire. Tăria ei a rămas marcată cu foc în conștiința mea. Lipsa ei de egoism și curajul îmi sunt sprijin în acest spațiu în care sunt acum. Un spațiu plin de amintirea ei, dar și pe lungul drum pe care îl am în față. În cei aproape 3 ani care au urmat, a trăit. O, și încă cum a trăit! Afacerea și cariera mea erau afectate, iar eu mă zbăteam să-mi regăsesc calea, direcția și pe mine însumi, dar ea mi-a creat în tăcere un spațiu în care să evoluez. Mi-a hrănit sufletul cu iubire, cu acceptare și ghidare fermă și nu m-a lăsat nici măcar odată să dau înapoi. Doamne, cum o respect pentru asta! Ultimele ei 6 luni de viață au părut o eternitate, în timp ce încercam să trăiesc printre momente. Acum mi-e dor de încă un moment în prezența ei.
Cum aș mai iubi-o, dacă aș mai avea șansa, cât de prețios mi-ar fi fiecare minut, fiecare secundă, dacă aș mai avea din nou acel timp. Ultimele luni și zile ale lui Pip au fost cel mai mare dar al ei pentru mine. Gradat s-a retras din viața mea. Nu mai existau cinele rafinate, a venit rândul meu să gătesc și să fac curat. Cine va lua acele haine de acolo dacă tu le lași așa? Tonul ei dulce îmi răsună adânc în creier. Am paturi de făcut și rufe de spălat. Cu câtă bucurie erau împlinite aceste sarcini de Pip, de Pip a noastră. În timpul acelor zile m-a instruit prin prezența ei, alinându-mă ea pe mine, așa cum o alinam și eu pe ea. Nu m-am simțit niciodată mai aproape de ea și m-am simțit binecuvântat să am ocazia de a o servi. Apoi a venit timpul să o iau acasă, să o duc înapoi la Perth, la prietenii și familia ei. În timpul zborului nostru de 4 ore, am privit-o cu coada ochiului. Durerea ei era evidentă, un drum atât de dificil și numai eu știam. Ea a îndurat totul în felul ei propriu, cu cea mai mare demnitate și grijă față de alții. Pip a insistat să o luăm cu noi în excursia planificată spre Rottnest Island, să înotăm în albastru de azur al Oceanului Indian, apreciind încă frumusețea și binecuvântările vieții, lucrurile simple. Ultimele sale zile au fost o călătorie de proporții biblice, adevărate 40 de zile și nopți în deșert. Trecerea ei a survenit atunci când ea și-a ales timpul în felul ei. Când a știut că totul urma să fie cum trebuie, mi-a dat cel mai mare dar dintre toate, să fiu cu ea. Să împărțim același spațiu și să ne ținem de mâini când a plecat. Era 12:50 în noaptea anului nou. A spus că vrea să treacă de ultima bătaie a gongului de anul nou și exact așa a făcut. Toată durerea vegherii, toată grija de a face totul cum trebuie și de a spune cuvintele potrivite, totul s-a dus cu spiritul ei. Blând, așa cum a fost toată viața ei, a plecat și m-a lăsat, știind absolut clar și fără niciun dubiu cine sunt și de ce sunt aici. Cel mai mare dar al ei pentru mine a fost să-mi ia toată teama cu ea. Zilele mele de acum sunt diferite, e adevărat, deși ea nu-i niciodată departe. Pentru băieții noștri e destul de dur fără ea. O iubire ca a lui Pip nu e deloc ușor de înlocuit. Încă mai creștem împreună, darurile vieții ei se deschid încet, ca o floare de lotus, petală cu petală, pe măsură ce viețile noastre prind contur, hrănite de iubirea unei asemenea femei. Aceste cuvinte sunt menite să transmită în felul meu tributul pe care îl aduc iubitei mele, mamei copiilor mei, ție și tuturor celorlalți. Suntem mai buni pentru că ea a fost aici. Nu regret niciun minut și nu învinuiesc pe nimeni. Noi toți alegem singuri cum să trăim, iar modul în care acționăm sau reacționăm ne colorează existența. Pip și cu mine ne-am ales iubirea și, oricât de dur a fost totul, ea este cea care mi-a dat viața mea.
Aleg să văd totul cu recunoștință și nu ca pe o pierdere și durere. Da, ele sunt prezente în mine și sunt sentimente absolut potrivite. Când treci peste teamă, te conectezi la iubire și la propria noastră divinitate și unime. Iubirea vindecă. Ea ne vindecă sufletele, ne vindecă relațiile și poate să ne vindece chiar și planeta. Soția mea mi-a dăruit această iubire, iar eu aleg să o împart cu voi. În prima zi a anului nou am luat cina cu familia, apoi m-am dus acasă la niște prieteni de-a ei să bem ceva. Am plecat cam pe la 11:40 și pe drumul de câteva mile spre casă, Pip a fost cu mine. Am simțit energia creației și a tuturor posibilităților privind oamenii ce sărbătoreau în curțile lor și artificiile ce se ridicau, iar vocea angelică a lui Pip în mintea mea spuse: și ai avut dreptate, exact așa cum știai că vei avea. Ce a vrut ea să spună prin aceasta a fost că ea era cu Dumnezeu, în conștiința colectivă și, încă o dată, pe tronul creației. Am plâns.